Bună ziua, bine v-am găsit din nou pe canal. Înainte de a începe, nu uitați să verificați link-urile din descriere pentru a vizita diferiți sponsori ai canalului și în acest film voi verifica acest rând de colonii de albine unde am caturi pus cu rame goale, dar sunt puse pentru a fi ținute departe de molie. Și eu de aici voi lua rame și îl voi folosi la extinderea cuibului. Și să vedem cum și ce a evoluat un asemenea cuib. Un alt cuib, probabil mai micuț. Așa credeam eu că e mai micuț. Ia să văd ce s-a întâmplat cu el. Fiindcă n-a luat, nu prea a băut apă. Să văd cât de mare este la ultima vizită care am făcut-o eu la acest stup. Am extins probabil prea mult dintr-o dată. Și o să vedem ce înseamnă extinderea prea mare în caz că nu-i nevoie, da? De ce nu merge extins cuibul dintr-o dată? Nu o să-l deranjez prea tare, fiindcă îi răcoare. Dar o să vedem împreună care e treaba cu aceste extindere. Nici nu mai este nevoie să le extinzi. Dezvoltarea este înfrânată din cauza extinderii abuzive. Așa consider eu. Aici, după diafragmă, nu avem decât 5 albine. Albinuțe care chiar n-au ce să facă și să vedă. Deci următoarea ramă care am considerat eu la momentul respectiv că este bine de extins este aceasta, câteva albine pe ea și nectar. Nici nu-l mai țin în cuib, deci nu mai țin în cuib această ramă, nu văd rost ca 10 albine să se plimbe pe acea ramă. Trecem la următoarea. Gestionarea albinei, să îngrijească puietul în asemenea condiții, este destul de dificil. Următoarea ramă și aici avem nectar. Cam asta ar fi rama maximă de extindere. Următoarea ramă nu ar avea rostul, deci această ramă nu este necesară pentru a extinde cuibul. Dacă nu extindeam abuziv cuibul, totuși aveam, zic eu, o cantitate mai mare de albine. Dar deocamdată ea doar atât așa a extins cuibul, cât poate să îngrijească albina, nu mai mult. Ia să vedem. Aici ar trebui să găsesc ouă și larve. Da, abia acum a venit matca. Abia acum a reușit matca să ajungă aici. Deci nu necesită încă o ramă de extindere. Ba dimpotrivă,
o să-l restrâng. Iată ce lucrare simplă. Așa, am delimitat cuibul cu o ramă mai puțin, fiindcă data trecută când am venit, am estimat greșit mărimea cuibului și a durat 10 zile și nu s-a întâmplat absolut nimic. Adică cuibul a stagnat. El nu se va mai dezvolta decât foarte târziu. O să, dacă las foarte tare, aici peste 10 zile poate o să-i dau rama asta înapoi. Dar dacă acum Alex îi las rama asta și peste 10 zile când voi veni, cel mai probabil această ramă va avea câteva albine în plus, o foarte mult. Consider că extinderea cuibului peste măsura care poate duce albina nu aduce niciun beneficiu. Cum calculez eu acest lucru? Simplu. Ramă cu puiet, mâncare, diafragmă. Mâncare, puiet. Deci, mereu o singură ramă cu mâncare să fie între diafragmă și puiet, sau între marginea lăzii și puiet. Tot timpul să fie o ramă cu mâncarea. Iar în caz că văd că s-a umplut foarte tare, atunci pot introduce ramă goală, între rama cu mâncare și rama cu puiet. Dacă e mai mică colonia de 5 rame, să zicem că e 4, atunci după această ramă cu mâncare, introduc o altă ramă cu mâncare. Asta în caz cam, dacă nu, pun o ramă goală. Chiar și foaia nu o introduc între puiete. Asta la colonii mai mici de 5 rame. Când se schimbă dimensiunea coloniei, schimb și acest aspect. Bun, deci aceasta este o colonie extinsă, abuziv. Nu știu dacă este singura la care am procedat așa, probabil din grabă. Să vedem. Să-l închid și mergem la următorul. Bine, următorul care vreau să-l iau în calcul, văzând că stupul anterior a fost făcut o greșeală de extindere, voi verifica și această colonie care are mai mult timp de când n-a fost verificat și să văd dacă și aici am greșit. Aici n-am ajuns încă cu apa, mai am vreo 4-5 colonii la care nu le-am administrat apă. Așa, deci, fiindcă au fost în aceeași gamă de lucrări, în aceeași varietate de lucrări, se pare că e aceeași lucru, este și aici aceeași problemă. Atâta timp cât albina nu lucrează după diafragmă, adică nu este, n-a adus o celulă de miere, înseamnă că extinderea a fost un pic cam prea avântată, să zic așa, prea înavânt. Dar voi vedea dacă este ceva diferență. Acest lucru îl voi vedea ridicând această ramă, pe care voi avea nectar.
Este nectar, matca a depus câteva celule de puier. Mă uit un pic dacă hrana e, nu cumva este prea puțină pentru această colonie. S-ar putea ca hrana să nu fie chiar suficientă. Deci te uiți așa la un stup și îți dai seama repede dacă hrana lipsește. Și momentul lipsei de hrană, în momentul în care timpul este răcoros, are un impact negativ asupra coloniei respective. Da, văzând celulele acestea, această colonie are nevoie de mâncare. Și voi veni, cum voi, adică cum voi proceda. Are o cantitate limită de mâncare. Bine, acum ce pot eu face este să-i aduc urgent lui o ramă sau două cu mâncare. O ramă aici și una după diafragmă. Deci două rame cu mâncare. Iar aceste, o să vedem, s-ar putea să-i las pe asta să o curețe până prinde ea putere ca să culeagă. Să vă arăt. Deci o să vă arăt cum arată albinele care au nevoie de mâncare. Eu știu acest lucru, dar o să vi-l arăt, să vedeți. Așa, dacă colonia este, să zicem așa, într-un surplus de hrană, atunci nu prea vine așa tare pe miere, dar dacă îi e foame și are nevoie de această miere, lăsăm să vedem. Să văd dacă albinele întind limba spre această ramă și deja o cantitate de albine se năpădesc asupra acestei rame cu miere. Deci când vii, în câteva secunde, deja albina întinde foarte, foarte, cum să zic eu, extins, foarte repede au aderat la această ramă. Bun, eu știu acest lucru și albinele flămânde reacționează foarte, foarte repede la hrana care le o introduci. Bine, următorul lucru este să mă duc să le aduc o ramă zdravănă cu mâncare. Acolo sunt doar câteva celule și în maxim 2 ore sunt curățate. Aici este nevoie de mai mult. Care la această colonie este necesară există un dezechilibru în unele colonii când albinele care consumă le depășesc pe cele care lucrează. Mai este un dezechilibru din ăsta și când matca depun are un puiet exponențial mult mai mare, ies mult mai multe albine doici decât cele care pot aduce mâncare. Echilibru se va rezolva, dar în acest timp trebuie să vii cu
mâncare, asta în caz că observi. S-ar putea să nu observi acest lucru și ce se întâmplă? Înfrânezi colonia de la dezvoltare. Bine, acum să introduc această ramă cu mâncare lângă puiet. Și de aici va fi împărțită în colonie. Așa. Acum i-am dat curaj acestei colonii să se dezvolte în continuare. Deci pare un pic ciudat acest lucru, dar hrana, lipsa hranei, va stagna colonia. Sunt două motive prin care stagnează în lipsa hranei colonia. Una, este frig, va canibaliza puietul, fiindcă nu are hrană suficientă de a o... de a hrăni acele larve. Același lucru se întâmplă și lipsa apei, tocmai de aceea trebuie administrată apă, fiindcă lipsa apei duce la a nu putea prepara hrana puietului larvar și atunci apare această problemă ca o colonie să stagneze. Cel mai tare se vede la cei mici. Deci cu cât e colonia mai mică și nu-i asigur mâncarea și apa, acea mică colonie nu poate să-și asigure hrana puietului larvar și atunci o parte din larve sunt canibalizate. Adică sunt pur și simplu lăsate flămânde, după care larva moare și eliminată. Mai există o treabă din asta de canibalizare. În momentul lipsei hranei și a apei, albinele vor prelua hrana de la larvele mai mari și le vor prelucra pentru larvele mai mici. Și iar apar larve moarte pe care le scoate afară din stuc. Albinile nu mănâncă larvele. Zice canibalizare, dar de fapt le lasă să moare flămânde, după care le scoate din stup. Bun, cam asta este. Deci aici ați văzut importanța hranei și importanța extinderii treptate a unei colonii. Până data viitoare, numai bine!